Copiii în școală vor intra numai cu măști antigripale. Plasa 8-a, unde s-a depistat cazul, a fost sigilată, urmează să fie dezinfectată, iar copiii au fost trimiși acasă, timp de 7 zile. Conform protocolului trimis de la Ministerul Sănătății, dacă se depistează un caz de gripă nouă în clasă, contactii sunt izolați, se suspendă cursurile la clasa respectivă timp de 7 zile. O să încercăm să facem dezinfecție. Am luat legătura cu Direcția de Sănătate Publică, cu doamna dr. Botez și cu doamna dr. Tihaia. O să facem dezinfecția la clasă. Clasa oricum o să fie închisă. Ceea ce este noroc, școala generală 12 învață într-o singură tură și elevii nu se mută dintr-o clasă în alta. La restul claselor stau pus feșii și la toalete cu cloramină și acum încercăm să facem rost de alcool izopropilic cu care să facem dezinfecția.